Bună ziua, prieteni! Sunt Adrian Botezatu, suntem la emisiunea Grupul de la Iași. Astăzi discutăm cu arhitectul Benia Todiresei, un om cu experiență, un om care activează profesional și în regiunea Moldovei, dar și în Transilvania, în special în Cluj, un om care are o experiență destul de vastă în ceea ce înseamnă problemele de arhitectură și urbanism. Contează foarte mult să aflăm părerea lui despre un subiect foarte important în aceste zile. Toată lumea este îngrozită, panicată de prețurile mari la utilități, curent, electric, gaz, energie. Un director din Banca Națională a României, Valentin Lazea, a tras atenția încă din luna iunie asupra problemei anvelopării clădirilor. Știm cu toții că o clădire anvelopată asigură un confort termic mult ridicat și costuri mult reduse la ceea ce înseamnă prețul utilităților și practic am ajuns la o problemă nerezolvată de 30 de ani în România, cartiere din perioada socialismului cu fațade urâte la care nu s-au mai intervenit de zeci de ani. Și atunci ar fi o oportunitate, sperăm, pentru România de a împușca doi iepuri. Și e o problemă estetică, pentru că foarte multe din orașele României arată îngrozitori din punct de vedere estetic și urbanistic, dar acum sper să vom fi forțați noi ca și țară să trecem și la lucruri practice, adică anveloparea până la urmă aduce și beneficii în o mai bună gestionare a costurilor. Bună ziua, Beni, bine te-am regăsit și te-am revăzut. Noi ne știm de ceva vreme, suntem amici și prieteni. Cum spuneam, bine ai venit în cadrul emisiunii, Beni. Bună ziua, bine te-am găsit, cu drag. Și sper să avem o emisiune destul de productivă. Da. Deci, cel puțin 30 de ani nu s-a intervenit deloc la fațadele cartierelor, blocurilor din cartierele din vremea socialismului. Nu s-au găsit soluții, nu s-a dorit, nu s-a vrut. Care ar fi, zicem, realitatea în prezent? Da, poate că ar trebui, de fapt, să o discutăm în context, pentru că, de fapt, pe noi contextul ne forțează. Da, când te trezești într-o România liberalizării, da, liberalizării statului de a produce sub producția lui, da, sub capacitățile de producție, încât prețurile la atât la energie cât și la celelalte utilități, la gaz, de exemplu, și la costul vieții, să fie ridicate, atunci, într-adevăr, te trezești că urbanismul nu funcționează, că sunt probleme de estetică, adică fix lucruri care sunt colaterale și în afara, de exemplu, în afara arhitecturii, te trezești că, de fapt, s-a scumpit viața și atunci apar niște probleme. Arhitectura, urbanismul și calitatea vieții. Destul de ciudat. Da, dacă privim din perspectiva, și astăzi, de fapt, repet, contextualizând, ne raportăm efectiv la costul vieții. Și costul vieții ne duce efectiv în ceea ce presupune cheltuirea banului privat în asigurarea confortului locuiei și confortului termic. În mod normal, într-adevăr, noi stăm pe niște așa, pe o istorie destul de sinistră vis-a-vis de arhitectură, de locuire, de arhitectura locuirii care vine din comunism. Adică avem cartiere cam în toate orașele care sunt destul de, exact cum spuneai tu, destul de urâte și nu numai că sunt blocuri din 1960, exact, 70, 80, adică de fapt noi nu vorbim de ultimii 30 de ani, noi vorbim cam de 60, 70 de ani, adică. Da, dar să știi că de foarte multe ori și construitul ăsta de după 89 e la fel de proastă calitate. Problema este că noi avem, că într-adevăr România stă pe un fond locativ sau al locuirii destul de precar vis-a-vis de ceea ce înseamnă calitatea vieții. Și atunci, într-adevăr, suntem puși în situația să regândim cumva haina asta termică, da? Care e anveloparea clădirii. Problema este că, repet, statul, momentan politicile statului sunt destul de eronate. Pentru că ce se întâmplă? Noi funcționăm pe povestea prețul cel mai mic, da? Costul cel mai mic. Ori costul cel mai mic
niciodată nu va genera nici calitate estetică, nici calitate urbanistică, nici arhitecturală și nici măcar calitatea vieții. Pentru că nu poți cu nimic să faci un lucru foarte, foarte bun. Bag de seamă că tocmai de asta am și rămas cu imaginea unor cartiere destul de insalubre, adică a căror imagine trădează o anumită stare de necaș și sărăcie. Ori revenind, dacă punem problema învelopării, apar niște probleme tehnice aici. Cred că asta e problema. Chiar dacă tu spuneai că e o șansă ca prin învelopare să asiguri și eficiență termică, dar și să refaci estetica, într-adevăr, chestiunile sunt discutabile, pentru că imaginează că totuși în anumite zone, blocurile, chiar dacă nu erau grozave arhitectural, păstrau anumite zone, de exemplu, nu știu, încadramente, placări cu ceramică, care cât de cât le umanizau, le făceau cumva nu plăcute, dar bine așezate locului. Ori, în momentul în care politicile noastre sau politicile guvernamentale reduc totul la placarea cu polistiren, mare lucru nu se întâmplă. Odată că polistirenul, am mai discutat, polistirenul este și pe cale de a fi interzis, anumite state europene deja l-au interzis ca folosire, el cumva blindează spațiul interior și atunci nu, nici pe departe nu e cea mai bună opțiune. E o opțiune bună din perspectiva costurilor, dar, repet, el nu reușește să acopere și dimensiunea, nici măcar dimensiunea estetică și nici măcar dimensiunea termică, pentru că, repet, clădirile învelopate cu polistiren îmbătrânesc urât. Bine, dar bănuiesc că sunt și soluții mai calitative, nu? Adică se poate realiza și într-o formă cum trebuie, nu? Științific, vorbind din arta construcției, nu? Da, ar fi grozav, de exemplu, dacă guvernarea, statul și-ar redefini puțin politica asta a costurilor și ar opta, de exemplu, pentru izolare cu vata bazaltică sau cu fațade ventilate. Atunci am putea, într-adevăr, vorbi despre calitatea învelopării și despre modul de comportare a locuirii în timp, a clădirii în timp. Pentru că printr-o fațadă ventilată poți, într-adevăr, să refaci arhitectura unui cartier. Poți asigura un confort termic real. Adică confortul termic nu înseamnă să te blindezi în sensul să te hermetizezi în interior și să nu mai existe un transfer între interior-exterior. Nu? Pentru că și haina noastră, adică și hainele noastre sunt oarecum permeabile. Același lucru se întâmplă și într-o izolare. Adică ceea ce spui tu este lucrurile trebuie făcute bine de la început, nu da, herupist da, da, pe exact. Principiul hai să o facem numai de dragul de a fi făcut. Corect. Și ne reducând totul la costul cel mai mic. Este simplist de fapt și elementar. Nu poți genera calitate având sub costuri. Nu ai cum. La un moment dat a fost în România un mare program lansat guvernamental, dacă nu mă înșel, din vremea lui Vasile Blaga, când era el ministru ceva dezvoltării, parcă, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, în care existau două tendințe. Știu că și eu, ca și cetățean la vremea respectivă, am trecut prin zona respectivă. Era varianta în care locatarii unui bloc strângeau banii și își angajau o firmă și își învelopau pe propria cheltuială blocul, da? Și era un cost pe apartament egal cu programul guvernamental care subvenționa cumva 80% din costuri, venea de la minister, și 20% era cu participarea cetățeanului. Dar asta era interesant, că 20% participarea cetățeanului atunci egal cu 100% participarea cetățeanului pe inițiativă privată. Adică erau niște costuri foarte umflate, dar nu neapărat era și o calitate care să reflecte lucrul ăsta. Adică lucrurile și atunci au fost o oportunitate pentru mulți de a da țepe, da, și de a face bani ușori, dar lucrurile nu s-au dovedit de calitate. Și mai este un aspect.
Știm foarte bine că în anumite orașe, și din regiunea Moldovei și din România în general, cromatica alea, soluțiile estetice erau discutabile sau mai bine zis mai erau exemple în care se făcea învelopare pe bucăți. 6 apartamente erau învelopate, 2 nu, sau 6 erau de o culoare, 2 erau de altă culoare, care culorile nu băteau cap în cap. Adică și grija față de aspectul estetic urbanistic, nu știu, cred că ar trebui să fie în grija primăriei, mă gândesc, nu? Da, adevărul este că tipul ăsta de adică anvelopare, de fapt, ar merge mână-mână cu urbanismul, pentru că ar necesita același tip de gândire. O gândire macro, o gândire extinsă. Pentru că până acum, cum bine ai observat, toate erau punctuale. Fiecare asociație de bloc sau fiecare privat își făcea în termenii proprii și anvelovarea. Pe principiu, eu plătesc, eu îmi fac ce culoare vreau eu. Adică, ori lucrurile astea nu pot fi lăsate așa, o mie de păreri, o mie de culori, nu? Exact. Ori s-ar fi impus ca, repet, să fie o gândire unitară. Pentru că dacă vrei să salvezi un cartier, nu-l poți salva prin regula fiecare face ce-i place. Adică, până la urmă, repet, dacă reglementezi procesul economic al anvelopării, trebuie să ai în vedere și partea gândirii unitare, să vezi exact ce generează anveloparea respectivă. Salvează arhitectural o zonă, un cartier, un oraș, sau de fapt asigură numai cum spun, o eficiență economică vis-a-vis de cei care fac anveloparea, pentru că, repet, Dacă anvelopările s-ar face cu materiale de calitate și, repet, ținând cont de criterii de estetică, sunt convins că am putea salva situația. Dar până atunci, dacă ne uităm la ceea ce există, lucrurile sunt destul de triste. Adică se impune foarte clar ca fiecare primărie să-și definească alături de programul guvernamental de finanțare și niște reguli de, exact ce spuneai tu, niște reguli de cromatică. Adică trebuie să este o șansă până la urmă și pentru primării să-și salveze urbanistic o istorie care nu e chiar grozavă în ceea ce privește arhitectura veche. Am văzut câteva exemple, după părerea mea de nespecialist, destul de reușite prin Cluj și cred că prin sectorul 3 din București, de anvelopări relativ reușite estetic, adică cel puțin arătau bine câteva zone. Crezi că, nu știu, ordinul arhitecților din fiecare județ ar trebui să se implice mult mai mult, adică să fie o cooperare mult mai bine între autoritățile locale, guvernamentale, ordinul arhitecților? Adică asta e o problemă care ține de întreaga societate, adică nu putem să o lăsăm ca un raport între doi privați. Nu știu, un cetățean discută cu un arhitect și stabilesc ei doi sau nici nu discută și își face el după capul lui, știu, fațada clădirii sau blocului unde locuiește. Adică eu cred că cooperarea între cele trei entități, să spunem, cetățeni ca și beneficiari, arhitecți sau ordinul arhitecților ca organizație de breaslă care poate avea un cuvânt greu de spus în domeniul ăsta și autorități locale sau guvernamentale, cred că trebuie puse oarecum mult mai bine cap la cap. Ce spui tu este un lucru ideal. Doar că, dacă revenim la realitate, știm foarte bine că și arhitectura și urbanismul sunt comenzi politice. Așa a fost dintotdeauna. De mii de ani, arhitectura și marea urbanizare, urbanismul în general, sunt comenzi politice. Deci ești la comanda decidentului. Ideal ar fi ca, repet, să avem o educație din asta. Adică dacă și noi am avea niște aleși, o administrație care ar fi educată în spiritul a înțelegerii ceea ce înseamnă funcționarea unui oraș și a legăturii, adică a înțelege legătura dintre calitatea locuirii cu relevanța unui oraș, până la urmă, atunci da, am putea discuta de o gândire unitară. Dacă eu zic că astăzi, pe contextul actual, e foarte greu să legi administrația, arhitecții și cetățenii. Este foarte greu pentru că mai este și actorul ăsta al executantului, al celui care execută. Și atunci sunt niște presiuni. Și de obicei, firmele care execută nu sunt neapărat
cele care ar ține cu ghilimele de rigoare spatele cetățeanului sau arhitecturii. Până la urmă, îi interesează eficiența economică. Da? Și, din păcate, astăzi avem statul sau administrația care vine cu niște bani. E un anumit tip de înțelegere cu firmele, pentru că nu, e veșnicul argument că nu este forță de muncă, toți au plecat și atunci trebuie să vezi cum strângi toate lucrurile încât să scoți totuși un produs minimal. Cam asta este realitatea. Că într-adevăr, într-o situație corectă, ar trebui ca de fapt specialitatea să impună niște lucruri. Nu, adică administrația servește un context, specialitatea, arhitecții vin și creionează, generează un tip de gândire care își asumă un anumit tip de gândire care de fapt e un consens între ei și cetățean și nevoile cetățeanilor, o livrează administrației și administrația umbracă financiar. Ei, lucrul ăsta nu se întâmplă. Demersul este fix invers. Adică de foarte multe ori are, poate că aproape am putea merge când are conotații electorale, știi? Adică de multe ori zona asta de salvare, eu mai degrabă hai să ne salvăm. Dacă tot sunt niște bani, să ne salvăm și electoral. Și atunci lucrurile se fac cum se fac? Se fac prost. Dar repet, ar fi ideal dacă administrația ar fi puțin mai educată vis-a-vis de ceea ce înseamnă nevoia specialității în decizia publică. Și ideea, această clasă politică ar trebui să fie mai specializată doar discutând mult mai des cu factori implicați, cu arhitecți, cu ingineri, constructori, ca să înțeleagă fenomenul. Că dacă nu discuți, nici n-ai de unde să știi. Până la urmă, nimeni nu se naște învățat și nu poți în permanență să știi de toate. Dar dialogul, comunicarea cu actorii importanți din domeniu, eu zic că e importantă și o întrebare tehnică. Tu, lucrând profesional în acest domeniu, din ce cunoști tu? Sunt producători autohtoni de materiale de construcții pentru zona asta de anvelopare de calitate? Nu știu, sunt fabrici, sunt producători sau în principal se aduc materiale din import? Le cunosc, nu cunosc așa foarte specializat, dar cu siguranță și vată bazaltică și fațada cortină, fațada ventilată sunt, adică sau cel puțin componente ale fațadelor ventilate se fac. De exemplu, pe ceramică, e clar că se fac la Cluj, nu? Din cărămidă, adică în zona Sălajului, zona Ardealului. Deci nu, adică nu. Sunt producători autohtoni, în cazul în care ar fi o cerere și ei s-ar putea dimensiona, da. Corect, problema este de disponibilitatea costului. Deci dacă ne asumăm tranziția asta la verde și pe costul real, pentru că de fapt cam asta e discuția. Noi suntem într-un context destul de ștrangulat de energia clasică și vrem o tranziție, o liberalizare spre verde, spre energia alternativă. Ei, asta are un cost. Deci adică tu spui că de fapt administrațiile trebuie să pună accentul la licitații în caietul de sarcini sau cum se lucrează, de fapt pe calitate, nu pe criteriul important să fie costul, da? Bine, corect. Există un normativ de cost, că până la urmă nu poți să poluiești, nu știu ce, folosești materiale foarte, foarte scumpe, dar trebuie să existe un echilibru, adică accentul să fie pus pe calitate și când calitatea este asigurată, atunci să ai o marjă unde poți lucra și pe preț, nu? Da, și ar fi ideal ca tot acest demers, repet, să fie pe zone mult mai mari. Adică nu poți lua două, trei blocuri, încă două, trei blocuri. Adică, efectiv, cred că dacă vrei să obții o calitate, repet, și estetică, atunci trebuie gândirea extinsă puțin mai la nivel de, nu știu, de quartale, de cartiere, puțin mai... Și jucat cu actori mari în domeniul constructorilor, adică cu marile firme de construcții care la un moment dat ar trebui să se implice pe proiectele mari, într-adevăr, pentru că dacă faci bloc cu bloc sau apartament cu apartament, da, nu mai termini niciodată. Adică au trecut 70 de ani de la construcția celor clădiri, blocuri, etc. și soluțiile încă nu s-au găsit. Adică important este să nu mai așteptăm încă 70 de ani să se întâmple ceva relevant din zona asta. Da, temerea mea este că vom merge în continuare ca și până acum. Adică vom face lucruri pentru că ceva bani sunt, dar nu suficienți, pentru că contează și aici foarte mult cine bugetează, cine gândește bugetul respectiv și de cele mai multe ori, adică de cele mai multe ori între specialiștii care, de exemplu,
gândesc tipul ăsta de finanțări, nu se le găsește specialitatea tehnică, adică inginerii, arhitecți. De obicei vine din zona economică, din zona eficienței. Și atunci noi ne vom trezi că sunt niște bani, dar ei se vor implementa ca și până acum, cu rezultate foarte slabe. Și, repet, și vis-a-vis de modul cum îmbătrânește arhitectura, deci cum vor îmbătrâni clădirile, dar și cu modul în care investiția respectivă ne va satisface cerințele astea de calitate termică a locuirii. Deci eu tind să cred că dacă nu oprim puțin și nu redefinim exact ce spuneai tu, anveloparea pe criterii de calitate și de materialitate, de texturi, de culori și de preț relevant, s-ar putea să mergem tot așa. Adică vom face investiții care după 3, 4, 5 ani trebuie luate de la zero. Repet, care îmbătrânesc urât. Da, bun. Noi, prin această emisiune, încercăm să punem subiectul pe agenda publică, da? Să începem o dezbatere pe subiect, pentru că e clar că soluția va veni dintr-o comunicare între administrația guvernamentală, locală, județeană și cetățenii, plus corpul tehnic, arhitecți, ingineri, constructori, producători de materiale de construcție, etc. Și atunci, dacă această discuție sau acest dialog nu începe, nici soluții sau variante nu vom avea repede. Pentru că pare o discuție oarecum, știți, estetica orașelor, dar primul lucru care ne place când ieșim în Occident, nu? Arată orașele în Occident, arată bine, au cum să vă spun, o linie arhitecturală, arată, ei sunt ochioase, ne dă o stare de bine din zona asta. Ori, clar că și noi, dacă vrem, tot vorbim de 30 de ani de integrare europeană, dacă nu facem pasul și pe linia urbanismului, adică vom mai sta într-o zonă gri mult și bine, adică au trecut 10 de ani cu acest subiect nerezolvat în brațe, da? Și frica este că s-ar putea să ne mai trezim cu încă câțiva zeci de ani fără ca problema să fie tratată cu seriozitate, nu? Da, eu tind să cred că, și am să revin la ideea enunțată încă de la început, este o șansă pentru administrații de a reface zone din oraș încât orașul să redevină atractiv. Este efectiv o șansă de a reimpune arhitectura de calitate sau de a salva arhitectura veche, o aduce într-o stare de suportabilitate și în același timp de a asigura calitate locuitorilor. Practic să reinventăm spațiul urban exact, în care el... Exact. Pentru că lucrurile se pot etapiza, adică în momentul în care ai recuperat un cartier, într-o etapă ulterioară poți investi în spațiile din cartierul respectiv, în spațiul verde, în spațiile care sunt dotări, locuri de joacă și tot felul de lucruri care țin efectiv de facilitatea de cartier. Dar, repet, este o oportunitate pentru administrația locală de a salva calitatea vieții. Și, repet, imaginea orașului. Pentru că în orice oraș sunt anumite, mai ales cartierele alea care foste muncitorești, care au păstrează aceeași imagine de acum 50-60 de ani. Ori pot fi salvate. Dar, repet, prin apel la calitate și doar prin apel la calitate. Da, și să înceapă un dialog real, cum spuneam, între actorii care ar trebui să se implice în acest subiect. Beni, îți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Sperăm periodic, o dată pe lună, maxim la 2 luni, să ne revedem cu analize și comentarii pe zona asta. Ești unul din puținii arhitecți care acceptă să iasă la bătaie, în ghilimele, pe spațiu public, cu idei, cu soluții, cu analize care contează foarte mult. Ești o persoană preocupată de binele public și te felicit pentru lucrul acesta. Vom sta în contact, vom mai analiza. Încă o dată mulțumim pentru participarea de astăzi. Și eu vă mulțumesc și ca și dumneavoastră și ca toți ascultătorii sau privitorii. Suntem beneficiarii tipului de liberalizare, adică noi devenim implicați pentru că stăm pe o datorie și pentru că suntem, repet, beneficiarii produsului. Produsul măsurilor care se iau. Deci nu facem altceva decât exact ce spuneai tu, punem pe agenda publică niște probleme care trec și pe la noi. Da. Mulțumim încă o dată, Beni Atodiresi, arhitect, prietenul emisiunii noastre. Vom mai discuta și analiza cu Beni și în viitor. Încă o dată mulțumim, o zi bună tuturor urmăritorilor noștri.